Parlamentul a votat astăzi conduceri noi pentru Banca Națională și Autoritatea de Supraveghere Fiscală. Guvernator al BNL din 2007, Muguri Sărescu a fost reconfirmat pentru încă 5 ani. În Consiliul de Administrație au apărut și nume noi. Președintele Klaus Iohannis l-a susținut pentru un post pe consilierul său fiscal, iar fosta șefa Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a fost propusă de PNL. Salariile din BNR și ASF, mai ales cele ale membrilor din conducere, fac ca aceste instituții să fie printre cele mai râvnite de bugetari. Toți candidații au întrunit majoritatea de voturi. Din 2007, guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, vine în fața aleșilor din 5 în 5 ani pentru a-și reînnoi mandatul. Odată cu ultima reconfirmare, devine unul dintre cei mai longevivi șefi de bancă centrală din lume. Pe parcursul audierilor a vorbit despre miza BNR privind reducerea inflației. Inflația se va stabiliza în marjele stabilite prin politica băncii naționale, 2,5% este ținta noastră, plus minus 1%. Printre noi membri ai conducerii băncii centrale va fi și consilierul economic al președintelui Klaus Iohannis, Marius Marinescu. Puteți să ne explicați un pic despre trecutul dumneavoastră? Am susținerea Partidului Național Liberal, votată în ședința Biroului Permanent Național vineri. Cei 9 membri ai BNR, confirmați prin vot, vor fi printre cei mai bine plătiți bugetari ai României. Guvernatorul încasează anual peste 1 milion de lei, la care se adaugă o pensie substanțială și remunerația pentru că este membru al Academiei Române. Și poziția de prim-viceguvernator este plătită consistent, la care se adaugă și alte surse de venit. Parlamentarii au completat și Consiliul de Administrație al Autorității de Supraveghere Financiară. Pentru cele două posturi vacante s-au înscris 5 doritori. A avut succes un consilier financiar susținut de PSD, întors recent din America. Ce salariu? Nu cunosc. Cum, nu știți? Nu știu. Păi înțeleg că ați venit din Statele Unite. Am venit din Statele Unite, dar am venit la un interviu. Așa. Și după interviu ne uităm la detalii. Și o angajată care lucrează deja în instituție și gestionează pensiile private. Sunt mai mult de 12 salarii anual în acest moment. ASF-ul este printre instituțiile statului care își răsplătește salariații cu venituri de top. Un membru supleant în Consiliul de Administrație încasează anual peste 363.000 de lei.